Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit astăzi, voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Israte, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Mihaela Costel, vă îmbrățișez cu drag a voastră pandele Laura. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc celor care mi-ați simțit lipsa aseară, eu neintrând pe live-ul telespectatorilor, îmi cer scuze că sunt și momente de genul ăsta neașteptate, știți destul de bine, weekend, am și eu familia mea. Am încercat pe cât posibil să intru, dar nu s-a mai putut pentru că era muzica dată la maxim, toată casa cu musafir, cu de toate și n-am putut. Dar stați liniștiți, în seara asta, 8:30, 9, voi fi în fața dumneavoastră. Așa că vă aștept în număr cât mai mare, nu de alta, dar avem două episoade de discutat. Gala și ce se va întâmpla astăzi. Mi-a fost tare dor de voi și să știți că și foarte greu. Dar asta e, trebuie să mă împart și la dumneavoastră și la mea familie. Sper să mă înțelegeți. Ieri în emisiune, vă dau cuvântul meu de onoare, prima parte a emisiunii, am stat ce am stat, dar după care m-am plictisit. De ce? Că am văzut asistentele lui Capatos din Mondeni, Rebecca și cu Robert. Din punctul meu de vedere, două pupeze. Dar Rebecca asta este sub orice critică. Rebecca, v-am mai spus și vă repet, mi se pare că este Gina Felea altoită cu Daniela, concurenta care a intrat în prima dată în sezonul ăsta. Femeia n-are nicio problemă, copila asta, Rebecca, Gina Felea, să dea dracii dacă ea nu vorbește cu mâinile, ea nu vorbește cu gura. Am văzut o aberație din punctul meu de vedere, că de ce n-a venit Roberta dimineață să vorbească cu ea în particular și să-i spună că este deranjată, că ea face zgomot și că nu doarme. Păi, măi, Gina Fele, din punctul meu de vedere, tu erai cea, că fata ți-a dat de înțeles că o deranjezi, tu, perversă fiind, trebuia dimineață să te scoli și să-i spui ei: măi, Roberta, te deranjează? Îți promit că o să iau măsuri și nu o să mai fi deranjată. Dar tu, Gina Felea, că n-ai nimic la picioare, la cap ai ce ai, bineînțeles că ai postat, noroc că ai nasul, că altfel ți se loveau ochii, ai pretenții prea mari. Tu fiind fetiță, deci lasă pe Roberta, că toți concurenții au văzut că ai ceva la căpățână. Noi, telespectatori, am văzut că ești de o răutate fantastică și că ești pe altă planetă, fetiță. Dar te crezi miezul? Nu ești. Un mare, mare dislike, Gina Fele, Rebecca, Roberta. Roberta ieri s-a văzut că toți au fost împotriva ei și că o acuzau de toate cele. Nu o iau în brațe, nu este coală de hârtie imaculată și ea a avut intrarea ei bum, este genul de femeie care se simte frumoasă, are încredere în ea și bineînțeles că femeile din jurul ei sunt deranjate când vede că o fată vrea să fie admirată și face și mici gesturi să fie observat. Iar astea alte care se simt urâte și care nu au încredere în ele, nu le cade bine când apare una care îi stăpână pe situații și mai și vede cu ochii lor că băieții o apreciază. Și de acolo și frustrarea lor față de Roberta. Roberta, bineînțeles că a simțit că toate sunt pe capul ei, dar, repet, nici cu ea nu mi-este rușine.
mai mult ca sigur și ea va începe să scoată ghearele. Din punctul meu de vedere, a plâns Roberta pentru că s-au acumulat foarte multe și când o vede pe Gina Felea cum figurează și pe ăla Hello Kitty cu mustață îmbâxită, că nu este asumat, normal că la un moment dat te bușește plânsul. Așa că Hello Kitty cu mustață, e foarte bine că ai ajuns acasă, tu acuzi pe Robbie că se joacă cu Virginia, că se joacă cu fetele în condițiile în care tu te-ai jucat cu toate trei fete. Și cu Aleina, vezi, Doamne, o iubești, dar tu n-aveai nicio treabă, aia te chema în camera roșie să îți spună deranjurile ei și tu te gândeai la frizerie. Astea, la alte două, erei întărâtă-le, drace, că și mie îmi place. Și mai ai tupeu să acuzi pe alții în condițiile în care tu, Hello Kitty cu mustață îmbâxită, Ștefan, s-a văzut cu ochiul liber că n-aveai nicio treabă cu niciuna. Și tot tu ești ăla care acuz de falsitate. Mergem mai departe, mi-e scârbă de Gina Felea și de Hello Kitty cu mustață să vorbesc despre ei, că deja e prea mult, prea mult, și grădinița totuși e la un nivel mult peste creierii lor. Dar și Gina Felea râdea de băieți că este grădiniță, când ea de fapt încă n-a depășit nivelul de creșă. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori? Cosmin cu Ștefania. Cosmin cu Ștefania ne explică că el a fost foarte sensibilizat, exact cum am văzut și eu, și de acolo mi-am schimbat părerea, în momentul când a fost propus la eliminare, cum Ștefania a început să plângă pe bune. Se abținea, s-a abținut, dar n-a reușit. Și bineînțeles că s-a emoționat Cosmin și i-a demonstrat Ștefania că chiar este o persoană importantă pentru ea. O ia în brațe, îi spune te iubesc. Bineînțeles că ea, copila, a spus de multe ori în emisiune că nu mai vrea să folosească cuvinte mari pentru că le-a folosit la un moment dat și și-a luat țeapă. Din punctul meu de vedere, Ștefaniei îi place Cosmin, dar cred că are o temere, nu știe exact ce o va aștepta după terminarea emisiunii și părerea mea că este încă nehotărâtă să meargă spre carieră, să meargă cu Cosmin de mână, încă nu știe. De asta o și vedem de multe ori bulversată. Asta este strict părerea mea la ceea ce am văzut. Dar nu că i-ar displace Cosmin. Părerea mea că în momentul când iubești cu adevărat, la un moment dat nu mai te gândești cum va fi viitorul. Mergi și Dumnezeu îți deschide căile. Mi se pare mult mai ușor în momentul când ai pe cineva lângă tine care te susține, chiar dacă vrei să-ți faci o carieră de model, părerea mea că Cosmin este genul de băiat care te va sprijini, nu te va îngrădi, zic și eu. Dar încă este devreme să vorbim despre aceste lucruri. Părerea mea, Ștefania dă frâu liber emoțiilor. Și ceea ce simți, fă acum. Nu te mai întâlnești cu viața, cu vârsta asta și nu te mai întâlnești cu ocaziile astea. Bucurați-vă de viață, dați frâu liber sentimentelor. Dacă eu simțeam că Cosmin se folosește de tine și că este bădăran, fii sigură că eu eram prima care țipam: Ștefania, stai pe pătrățica ta, nu este Cosmin genul de om, de bărbat care să mergi cu el mână în mână.
Nu, Cosmin, la ce văd eu și chiar vă aștept părerile dumneavoastră, dragii mei telespectatori, Cosmin în momentul ăsta este în stare să facă orice, numai să fie Ștefania bine. Am mai auzit foarte multe discuții răutăcioase că ăsta, Cosmin, este amărât. Dragele mele, astea care credeți că dacă omul este amărât, sărac, lipit pământului, aș vrea să dați un refresh la minte și să vedeți partenerii dumneavoastră cum au fost când v-ați luat. Când există cu adevărat iubire și bărbatul e deștept, credeți-mă că capătă atâta putere și atâta dorință să facă bani, încât nici el nu crede. De ce sunt în casă? Real. Eu, cu al meu soț, am luat-o de la lingură și furculiță. Dar pentru că mă iubea foarte mult și mă iubește foarte mult și tot timpul a căutat fericirea mea și nici de cum interesul lui, a făcut pe dracu' în patru, mai devreme sau mai târziu, să poată să-mi satisfacă toate dorințele, chiar dacă eu nu le vroiam, chiar dacă eu nu aveam nevoie. Dar vine de la sine, cum și eu, la rândul meu, am învățat să fac mâncare, să devin soție, să devin mamă, chiar dacă nu știam. Iubirea te învață din mers cum să fii partenerul cel mai bun. Așa că, Ștefania, dă frâu liber la tot ce simți. Și iubirea îmi pot permite să spun lucrurile astea. Am peste 30 de ani de căsnicie și doresc la toate fetele, inclusiv nepoatelor mele, inclusiv fiicei mele, căsnicie ca a mea. Dă frâu liber sentimentelor. Și crede-mă că dacă sunteți corecți cu voi și mergeți amândoi în aceeași direcție și trageți amândoi la aceeași căruță, Dumnezeu vă deschide toate porțile. Când veți fi perverși unul cu altul, credeți-mă că deraiați de la drum. O luați pe arătură, fără să vă dați seama. Iubiți din suflet și lăsați-L pe Dumnezeu. Bine, nu vă gândiți că Dumnezeu vă dă și vă bagă și în traistă. Nu, trebuie să munciți amândoi. Acum e devreme, dar voi sta în spatele vostru și fiți siguri că vă voi taxa în momentul când greșiți, dar nu le luați ca pe afronturi. Încercați să înțelegeți ceea ce vreau să fac cu toți, nu doar cu voi. Dacă mă veți asculta, veți avea o viață frumoasă și lină. Cosmin se vede că este îndrăgostit, dar Cosmine, ai o femeie frumoasă lângă tine, asta te face puternic, te face mândru și vei vedea dacă cu adevărat îți dorești să o ai lângă tine, că vei munci zi și noapte și nu vei simți oboseală. Mai vedem. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori? Virginia. Virginia văzând materialele cu Robi și cu Giulita. Acum eu am vorbit toată săptămâna despre acele episoade. Din punctul meu de vedere, Giulita își face filme la orice zâmbet de-a lui Robi îndreptat spre ea, orice vorbă de-a lui Robi îndreptată spre ea, ea o ia ca pe un avans. S-a văzut cu ochiul liber și v-am spus de mult, Robi este genul de om foarte vesel, pus pe caterincă, pus pe nebunii și bineînțeles că el râde cu toate fetele care sunt de viață. Gen Jador, Bogdan Mocanu, Laurențiu, nu este un om posocos
cum este jandarmul care vrea să pozeze în securist. El e totul litera legii, dar viața lui este pardaf din toate punctele de vedere. Acum, bineînțeles că Virginia, fiind rea din naștere și foarte, foarte geloasă, ea se abține foarte mult, începe să îl acuze că și-a bătut joc de ea, că puii mei. Dar din punctul meu de vedere, eu nu văd nicio bătaie de joc, văd decât un om normal, un om care se joacă și așa o să fie și în viața de zi cu zi, nu dacă mi-am pus pilostriile pe cap, stau în cușcă ca așa vrea Virginia. În schimb, Virginia este cu minte și foarte serioasă în fața lui Robby, dar pleacă în club. Păi nu se pupă, fetiță. Dacă vrei să fii așa sobră și să nu te distrezi și să nu glumești, ce cauți în club? A, am uitat că tu vrei să le faci pe furiși. Asta era problema. Dar vii aici și începi să dai pe fata trădată. Mă, mă lași. Dar ce ți-a făcut? E, eu, Virginia, ascultă ce-ți spun. Îți garantez și am curat să fac pariu pe ce vreți voi. Genul ăsta de femei, cum sunteți voi, nu mă atinge că amețesc, dar voi le faceți pe spate. Rămâneți singure. Câini și pișțici. Atât știu de voi. Fetiță, lasă toate figurile și toate orgolile astea de cea mai proastă factură și devin o femeie vie. Devin o femeie care are încredere în tine. Slăbiciunile astea pe care le afișați voi, vizibil, bărbații prin scârbă de voi. În momentul când ești o femeie puternică, chiar dacă ești urâtă, când ai atitudine și ești fermă pe poziție, crede-mă că îi induci bărbatului că altă femeie mai bună ca tine nu există. Dar se pare că voi credeți că faceți contre. Ce spun și că vă iese? Ce spune Virginia, ca să vedeți că e tută? Dacă tot glumește și văd că acum se potrivește cu Giulita, ar trebui și Patrick să vină să mă ceară de nevastă. E, vezi cât de proastă poți să fii, Virginiu? Ce v-am spus și vă repet în continuare? Să te ferească Dumnezeu de femeia care va face contră. Din orgoliu. Că ea nu e femeie. E proastă, proastă pe bune. Asta ești tu, Virginica. Și vei rămâne Virginica și vei rămâne cu relații fără număr că nu se finalizează. Dar știi de ce? Nu din cauza bărbaților, din cauza ta. Ești foarte, foarte rea și foarte posesivă. Și te victimizezi că te-a înșelat. Tu ceri să fii înșelată pe bune. Fapt că de ce l-ai acuzat, aia îți face acum. Asta e, ai pierdut un bărbat care putea să fie de mână cu tine și să fii doamna lui respectată, iubită și apreciată și fericită acasă cu copiii voștri. Dar tu ai dat cu piciorul la fericirea ta. Și cred mai mult ca sigur că și fostul, tot din cauza asta, nu mai ești cu el. Tu ai spus că din... că a fost posesiv. Nu, că nu te-a lăsat în club. Că tu vrei să vină și să stea pe tine călare, dar când ți se scoală ție și vrei să te duci în club, trebuie să fii libertină. E, nu s-a născut bărbatul ăla pe care îl vrei tu, Virginia. Mulți vor spune că sunt o femeie rea și că țin cu bărbații. Nu, țin cu adevărul. Ceea ce văd la Giulia, la Creața și la jandarmul este un teatru de 2 lei. Sorin și Nicoleta. Ei vor să pozeze un cuplu magnific. Asta la altă, însă cu toți bărbații Creața merge în club și să coțăie, că na, e defectul profesional, și bea, că ea a făcut și cursuri de dans și na, trebuie să se dea în spectacol, dar vine și pozează că îl iubește pe copilul. Tanti Mița cu domnul Goie.
Așa îi văd pe ăștia doi. Ăla, jandarmul, se abține foarte mult să nu se enerveze când vede că creața o ia randeaua. E conștient că n-are cum să facă cuplu cu ea după emisiune, pentru că asta este versată cu multe și nu o să poată să... Chiar dacă ea consideră că a venit și vremea să se pună la casa ei, eu am curaj să jur. Acum, creața vrea, dar nu o să reușească, pentru că ea e învățată cu viața de noapte, cu cazinouri, să dea bani la alții, să joace și de aici să ne dăm seama că îi merge capul. Ea n-avea voie să joace, așa mi s-a adus la cunoștință. Și punea pe alții să joace pe banii ei. Va veni și momentul când voi da ceea ce mi s-a adus la cunoștință. Nu le-am crezut, dar acum, văzând ce face această creață, le cred 100%. Și are multe. Și veți rămâne uimiți de ceea ce am primit. Și atunci vă las pe dumneavoastră să decideți. Dar încă o mai las un pic să văd cât dă din ea și până unde merge tupeul ei. Și mai mult ca sigur și staful știe multe. Așa că, măi Creațo, ieri am văzut și tu și Babanca că l-ați votat la eliminare pe Robi. Aia Babanca, soacră, poamă acră, bătrână, ficat alb. Bineînțeles, tot nasul de la Virginia și de la susținătorii lor că vor să scape de Robi, că Robi le dă pe față și îi demască. S-au aliat amândouă să-l scoată. Data trecută l-au scos pe Cosmin, acum pe Robi. Odată și odată tot prinde. Dar de ce nu l-ai votat Babanco? Creați-o, de ce nu l-ați votat pe Ștefan? A, era săgeata voastră. Am înțeles. E, uite că va pleca săgețile. Și să vedeți ce plecați voi. Vedem pe Creața că spune, îl votez pe Robi, că a spus, hai să le arătăm cum se iubește în casa iubirii. Păi măi, Creațu, tu ai uitat ce ai spus la date? Să vedem ce mai spun oamenii care ne-au atacat? Ah, păi cum facem, Creațu? Jandarmul ce a spus la primul date? Să vedem. N-au cum să spună de noi că suntem falși. Păi voi nu faceți același lucru. Dar problema știi care e? Că Robi este asumat. Și nu se dă ceea ce nu e. Mă deranjează Virginia, eu dau la temelie, chiar dacă mi-a plăcut de ea. Giulita vrea la date. Văd că pe asta dacă o bagă în seamă, își face filme de nevastă. Da, am văzut că a refuzat Robi acum date-ul de zi. Mai mult ca sigur să nu enerveze pe nebuna aia și să înceapă să dea tot ce știe. Sau îi este milă lui Robi de prostia pe care o scoate pe gură și cum plânge ca fraiera, dar pe faptele ei. Ori Aleina, ori Virginia, aceeași treabă. Ele singure, își sapă groapa. Așa că vom vorbi mai multe în timp. Virginia sapă groapa, iar Creața și cu Babanca nu știu cum să facă să scape de cei trei. Cosmin, Robi și cu Patrick. Așa că, dacă sunteți deștepți, dragii mei telespectatori, eliminarea Babancăi cât mai repede. Și Creața și jandarmul, că oricum sunt falși și au acasă copiii care îi le plâng și care îi doresc. Și de aici să vă dați seama cât de falși sunt. Că nu și-au asumat și n-au spus multe despre ei. Dar va veni și momentul când voi spune tot ce mi s-a adus la cunoștință. Cu poze, cu tot.
Cam asta e, dragii mei telespectatori. Vă doresc o săptămână minunată tuturor, plină de sănătate și belșug. Și ne vedem în seara asta, 8:30, 9:00, pe live-ul telespectatorilor. La revedere, o zi minunată tuturor!